Partener al emisiunii Starnet. Viitorul începe cu tine. Stimați concetățeni, duminică 27 martie se împlinesc 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Concetățenii noștri care se identifică drept unioniști vor comemora unirea prin diverse acțiuni publice. Și acest lucru trebuie salutat. Oamenii au o viziune despre ceea cine sunt și vor să fie. Scopul unioniștilor este să convingă întreaga societate că unirea Republicii Moldova cu România este o acțiune firească și necesară. În societatea noastră, divizată pe criterii etnolingvistice, segmentul social care se opune eventualii uniri cu România este unul impunător. Potrivit ultimului barometru de opinie publică, 53% din concetățenii noștri ar vota împotriva unirii dacă s-ar organiza un referendum și doar 21% ar vota pentru. Deci merită să se lupte pentru simpatiile unui sfert din cetățenii noștri. Acest sfert poate determina înclinarea balanței. Actualmente, unioniștii dețin inițiativa în promovarea mesajului lor, iar cauza este că statul moldovenesc independent, împovărat de corupție totală și ineficiență, nu poate asigura un nivel de trai decent. Dar cel mai important factor este că acest stat, în starea lui actuală, nu poate asigura absolut nicio perspectivă de dezvoltare. Într-adevăr, mimarea integrării europene nu poate genera nimic promițător. Pe de altă parte, integrarea euroasiatică peste capul Ucrainei, aflată în conflict cu Rusia, la fel nu promite nimic bun. De aceea, este foarte important ca proiectul unionist să fie contrapus celui de consolidare a independenței Republicii Moldova într-un cadru legal, unde doar argumentele și forța lor au impact. Cert este că unirea, dacă se va produce, trebuie făcută pe veci, astfel încât să nu mai fie contestată în interior și în exterior, cum a fost în 1918. Acum să vedem ce potențial există pentru unire. Aici putem judeca după comportamentul autorităților și clasei politice românești și moldovenești. Să o luăm pe rând. Clasa politică moldovenească nu are niciun plan, doar interese de clan. Mișcarea unionistă este răzlețită și abia urmează să se consolideze. Pe de altă parte, România a progresat imens în ultimul deceniu, devenind atractivă. Președintele Traian Băsescu, căruia sute de mii de moldoveni datorează dreptul de a circula liber prin lume, a lansat ideea unirii ca eventual proiect de țară încă în noiembrie 2013, dar a specificat că acest proiect va trebui conștientizat ca prioritate națională de întreaga clasă politică românească. Și nu imediat, ci într-o perspectivă de cel puțin vreo 10 ani de zile. Actualul președinte român Klaus Iohannis a reconfirmat recent această abordare atentă. Mergem mai departe. Voci competente din mediul academic românesc ne-au anunțat recent că la nivel oficial nu există și nu a existat în perioada postcomunistă vreun plan privind unirea. De-abia acum se prezintă o schiță de plan care pretinde să ia în considerație experiența Germaniei și a Coreei de Sud. Fundația Universitară a Mării Negre a lansat acum 8 luni ideea unui așa zis plan Marshall pentru Republica Moldova. Acesta prevedea instituirea unui fond de investiții de câteva miliarde de dolari care să fie administrat printr-o agenție specială de dezvoltare. Acum acest plan devine parte a schiței unui nou plan care are în vedere și unirea. În general, elaborarea planurilor de unire este un lucru bun, însă aplicarea lor este problematică. Adversarii, după ce le cunosc, pot urzi contracțiuni. Unirea Germaniei s-a produs într-un an de zile și ea s-a produs absolut diferit de planul cancelarului Helmut Kohl. Statul est-german pur și simplu s-a prăbușit, rapid și iremediabil, asta fiindcă avea la bază ideologia comunistă care s-a prăbușit odată cu zidul berlinez. Cel mai probabil, așa se va întâmpla și în cazul Coreei. Mai mult, Occidentul colectiv a avut marele interes pentru reunificarea Europei prin depășirea consecințelor conferințelor de la Yalta și Potsdam. Unirea Europei era imposibilă fără unirea Germaniei, iar Uniunea Sovietică, în starea sa de descompunere, devenise principalul promotor și susținător al unificării Germaniei. Acum, situația este absolut diferită. Rusia își revendică fostele teritorii.
Anexarea Crimeei de către Rusia s-a produs într-o lună de zile. Și asta numai după ce Rusia a invocat lovitura de stat de la Kiev, adică colapsul statului ucrainean și chipurile dorința Crimeei de a se uni cu Rusia, urmare așa zisului referendum. Așadar, unirile se fac în situații de crize acute, urmare a colapsului puterii de stat în teritoriile alipite sau anexate. Și propria experiență a României confirmă acest lucru. Toate unirile și dezmembrările României au fost consecințe ale unor războaie regionale și mondiale. Totuși, e bine să se discute despre planuri, fiindcă acestea generează întrebări. De exemplu, cum poate România, țară membră a Uniunii Europene și NATO, să se unească cu un stat care are pe teritoriul său o bază militară rusească și nu-și controlează 400 km de hotar? Sau poate fi unirea un proiect european colectiv în actualele condiții de criză europeană? Oare prin astfel de planuri nu îi se sugerează cumva Rusiei cum să se comporte în regiune pentru a da peste cap aceste planuri? Trecem la concluzii. Este evident că manifestările unioniste sunt absolut legitime și reprezintă un prilej excelent pentru dezbateri serioase privind viitorul țării noastre. Este curios că unioniștii propun schițe de plan al unirii exact în momentul când tot ei insistă pe pericolul iminent al victoriei forțelor prorusești la eventualele alegeri parlamentare sau prezidențiale. Pe de altă parte, adepții consolidării independenței nu pot avea alte argumente decât să demonstreze că Republica Moldova poate deveni un proiect de succes. Pentru asta, ei pot întreprinde lucruri simple și imediate. De exemplu, să convingă Rusia să scoată embargourile comerciale impuse arbitrar țării noastre sau să contribuie la soluționarea problemelor separatiste cu care ne confruntăm. Iar schimbarea clasei politice corupte și revenirea la normalitate ar trebui să devină sarcina noastră comună. Ne revedem luni, al vostru domn președinte!